Emoția artistică este principalul element care s-a detașat din expunerea pe care am prezentat-o telespectatorilor noștri înainte de acest interviu. O expoziție inedită, putem spune. Nu știu dacă este prima, dar o să o întrebăm pe doamna Alina Cornaci. Piștea. Cum e cu expoziția asta? Când v-a venit ideea? Cine v-a propus acest proiect? Eu propriu mi-am propus acest lucru mai de mult. Ideea a fost mai veche, pe care am tot transformat-o, am tot bibilit-o până a ieșit ce a ieșit. Și sper să încânte pe toată lumea. Sper să vă placă ideea, este altceva, cred eu, pentru Oneș, poate, sper, eu așa zic. Ce să spun, un punct de vedere al meu personal și poate și al dumneavoastră, de ce nu? Un punct de a spune lucrurile sau pune în punct la ceva, nu? Da, pentru că expoziția se cheamă Point, da? Ați plecat de la un termen din limba engleză, totuși pentru toți românii e clar că a fost un punct de plecare. Dacă am putea să fim moderni sau să spunem în concordanță cu realitatea zilelor noastre din România, punct și de la capăt, cum ar veni. E prima dumneavoastră? E doar punct, atât. Da. E prima expoziție? Nu este chiar prima. Mai am numeroase expoziții comune de grup cu alți artiști și o expoziție personală mai veche din liceul meu. Ați spus de engleză, știu, inițial am zis că știu, nu prea îmi plac nici mie englezismele, aș fi vrut să spun în română, dar cred că în engleză a accentuat mai mult ideea de a point. A poate să fie și a point, adică punctul de vedere al meu, al Alinei. Am putea spune a point, am putea spune un pixel acolo în fundalul imaginilor, pentru că este o expoziție complexă, cuprinde atât fotografie cât și, aș putea eu să le spun, chiar tablouri, dar e de fapt artă vizuală. Sunteți un artist vizual până la urmă. Corect. Dacă putem atunci să ne apropiem de fotografie, să spunem, ați plecat de la un pixel până la urmă, de la cea mai mică unitate de măsură al imaginii. Așa este. Am căutat puncte în orice imagine. Până la urmă, toată lumea este creată dintr-un punct și dintr-o linie, dacă stăm să ne gândim. O linie este un finit de puncte, nu? Așa că orice linie, orice formă pleacă de la un punct. Așa că, da, de la un pixel, de ce nu, al unei fotografii. Fotografia ca o pasiune, fotografia ca o artă. Aveți un nonsens al culorii, dar ați exploatat la maximum alb și negru. De ce? Eu aș spune că nu e chiar alb și negru, este sepia sau griuri colorate, așa le spunem noi în artă, griuri colorate. Și am vrut să exprim profunzimea și nu culoarea de data asta, deși am accente de culoare foarte vizibile, zic eu, printre griurile foarte numeroase. Aveți în această expoziție exprimată în primul rând feminitatea, iar apropo de ceea ce vorbeam noi de lipsa abundenței culorilor, pentru că nu sunteți un colorist, vorbeam aici de artă vizuală, până la urmă poate exprima, să spunem, și modestia dumneavoastră, pentru că toți cei care au vorbit aici la vernisaj au avut numai cuvinte frumoase despre dumneavoastră și mai ales vreau să vă întreb cum se leagă această pasiune de artă vizuală cu cea didactică. Eu simt că arta vizuală este în mine, eu sunt aceea, iar arta didactică, mai degrabă aș spune ca o pasiune, pentru că iubesc copiii, iubesc să colaborez cu ei, iubesc să îi ridic, să îi încurajez, după cum spunea și doamna profesoară, să ajungă
poate, de ce nu, și la o expoziție personală, la fel ca mine. Am elevi care îi încurajez să facă așa ceva. Cum este să fii soție de preot? Nu știu, poate unii mă văd mai ciudat, fiindcă poate o soție de preot pare un pic mai smerită, eu sunt mai colorată, îmi place să fiu colorată, pentru că iubesc culorile, iubesc vizualul și când e... Eu simt, este un privilegiu pentru mine, pentru că așa, cel puțin primele momente când, după căsătorie, când soțul meu a fost preoțit, a fost o emoție foarte mare, a fost o perioadă de acomodare, dar acum sunt naturală, zic eu. Câteva cuvinte despre Iași, pentru că Iașiul rămâne un centru al culturii noastre românești și mai ales pentru noi moldovenii. Reprezintă o referință în ceea ce privește artele. Pentru că am văzut că în CV-ul dumneavoastră sunt legate foarte multe lucruri de Iași. Așa este. Iași este punctul meu de plecare, acolo unde am învățat. Iată un punct. Da, exact, încă un punct de plecare. Acolo am învățat lucrurile pe care le vedeți aici, arta. Acolo am părinții, acolo am o parte din familie, o parte din prieteni și mă leagă foarte multe lucruri și îl iubesc și cred că ar fi aduc un pic din Iași aici. Au fost foarte mulți prieteni de familie, colegi de breaslă, cunoștințe. A fost neîncăpătoare această galerie pentru că foarte, foarte multă lume a dorit să fie prezentă la acest vernisaj. Vă bucurați, bănuiesc, de acest lucru. Aveți ocazia să le mulțumiți celor prezenți. Așa este, le mulțumesc tuturor pentru prezență. Sunt persoane din Iași, din București, din Onești, din Bacău, poate... Și chiar le mulțumesc pentru prezență. Au fost foarte multe persoane care chiar mi-au făcut o surpriză, nu știam că o să vină, de la distanțe foarte mari și, într-adevăr, e o bucurie. Și o întrebare de rutină pe finalul interviului nostru pentru telespectatorii Exclusiv TV. Planuri apropiate în ceea ce privește arta vizuală, în ceea ce privește această pasiune de suflet, pentru că ați dărui mult suflet, am văzut, în tot ceea ce ați făcut, în tot ceea ce ne-ați prezentat. Destăinuiți-ne pentru telespectatorii noștri ce v-ați propus în perioada imediat următoare. Îmi propun, bineînțeles, să mă întorc puțin la orașul din care vin, să fac o expoziție, să duc o expoziție și acolo, să-și mai aducă aminte și acolo de mine, apoi să revin aici și să continui cu expoziții cât mai numeroase, să vă încânt, să vă bucur, sper, cu puncte de vedere ale mele. Iată, dragi prieteni, o artistă care, din punctul meu de vedere, nu promite, deja confirmă că are un simț estetic deosebit și o confirmă faptul că cei care au vorbit astăzi au prezentat lucrurile cu cele mai frumoase cuvinte. Noi vă mulțumim în numele telespectatorilor Televiziunea Exclusiv TV și vă dorim mult succes și să ne revedem la cât mai multe asemenea evenimente. Dumnezeu! Mulțumesc!